Bine ați venit la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Astăzi facem mărțișoare sărate. Nu știu dacă ați mai dăruit mărțișoare sărate. Dacă tot am dăruit de cele dulci, astăzi o să facem mărțișoare sărate. Aici pe masă avem ingredientele. 300 de grame de brânză de burduf. 150 de unt sau margarină sau untură. Ce aveți în casă. Vom folosi un ou și albușul de la celălalt l-a luat și călbenușul o să-l ungem pe deasupra și o să punem chimen și mac. Și aici avem forme inimioare, ia uitați, veverițe, iepuraș, peștișori, floricele, vedeți? Și o să facem aceste forme, fluturaș. Și o să le punem în punguțe și o să le dăruim în vasul nostru. Punem brânza de burduf, 300 de grame. O punem așa pe toată aici. Adăugăm și untul sau margarina sau untura. 150. Vom mai adăuga un ou. Și un albuș. Gălbenușul o să ungem pe deasupra și o să punem aici albușul și o să păstrăm galbenușul. Așa. Și galbenușul cu susanul, cu macul, cu chimionul le dăm deoparte. Și o să avem nevoie și de făină, cât este necesar. 300-350 de grame de făină vom avea nevoie. Și mai întâi să le amestecăm pe aceste aici. Și dacă vedeți, gustați, dacă brânzica este sărată, nu mai adăugați sare. Dar dacă vedeți că nu este chiar așa de sărată, o să adăugați. Și voi adăuga făină. O să obținem un aluat potrivit de tare, deci în jur de 300 de grame de făină o să punem. Așa, să amestecăm puțin. Și dacă tot am făcut mărțișoare dulci, o să facem și mărțișoare sărate. De exemplu, mie îmi plac foarte mult și m-aș bucura dacă aș primi așa un mărțișor sărat. Amestecăm totul bine. O să pun aluatul pe masa de lucru. O să presor puțină făină. Și o să pui, uitați ce frumos arată. Și acum să frământăm puțin aluatul. Și vedem dacă mai e nevoie de făină, mai adăugăm puțină, puțină. Vedeți aluatul cum arată? Așa. Și vă rupe câte o bucățică și o vom întinde. Am să dau deoparte. Presurăm puțină făină pe masă de lucru. Și vom întinde cu sucitorul. Așa. Mai punem făină dacă mai este nevoie și pe o parte și pe cealaltă și întindem și
imediat punem în tavă. Cuptorul este încălzit. Subțire. Cred că este de ajuns. Să nu fie nici prea subțiri, dar nici prea groase. Să punem aluatul aici. Aici avem formele noastre, vedeți? Inimioare. Și tăiem așa. Aici avem o veveriță. Fluturaș. Steluțe. Aici avem un șoricel cu brânzică. Luna. Un peștișor. Ia uitați. Să vedeți ce o să se bucure copiii și cei mari, celor care le plac sărățelele. Așa, și acum să-mi aduc o tavă. Am pus tava aici și acum să scoatem și să le punem în tavă. O să mai tăiem așa și să punem prima tavă ca să vă arăt cum arată. Așa, și le punem în tavă acum, le luăm de aici și le așezăm pe toate. Așa, unde avem, ia uitați, șoricelul cu brânzica. Hai să vedem dacă s-a tăiat bine. Așa, o să luăm brânzica de aici și o unim aici în față. Și așezăm așa una peste cealaltă. Și dacă dorim, putem să-i facem și un ochișor. Așa. Ia uitați, vedeți? Și acum avem gălbenușul nostru. I-am să pun și puțin lapte. Așa. Și cu un pensonaj să amestecăm și o să ungem. Așa, și ungem. Așa peste tot. Așa, dăm deoparte. Și acum avem chimion. Și pun, presurăm așa pe deasupra. Așa, și acum am să dau și cu mac. Am să presor așa puțin mac. Puțin mac. Și acum am să dau la cuptor. Și să le punem să se răcească puțin. Am să le scot așa pe un platou. Șoricele. Cum arată? Ia uitați iepurașul. Sunt drăgălașe, drăgălașe. O să le punem aici pe tavă, pe platoul nostru. Acestea sunt mărțișoarele noastre de 1 martie. Vedeți, în formă de inimioară. Și o să le puneți în punguțe. Și după aceea le punem în săculețe. Ia uitați. Am să le așez mai întâi așa ca să vedeți cum arată. Așa. Și puneți câte doriți. Ia uitați ce. Și închidem.
strângem și avem săculețul nostru. Și acum voi lega cu un șurnuruleț. Ia uitați. Am să leg așa frumos. Și acesta este mărțișorul meu. Anul acesta am să dau și mărțișoare sărate, nu numai mărțișoare dulci. Vedeți? Mărțișoare. Vă pup și vă doresc o primăvară frumoasă tuturor. Aceasta este rețeta de astăzi. Acum rămân să o public pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase, și pe pagina de Facebook, și voi publica și aici, în versiune mai scurtă. Vă doresc multă sănătate și ne vedem și mâine cu noi rețete, poate și după amiază, că vreau să fac o prăjitură de 1 martie cu banane. Vă pup! O zi frumoasă tuturor! La revedere și multă, multă sănătate vă doresc!